Așa. Deci continuăm. A, B, C, D. A, B, C, D. Am ajuns. Suntem la punctul D? D. D. Ia să vedem. 11 plus 12 plus, stai, cam 13. Plus 13 până la 18. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18, da, până 18. Stop, stop, așa. Și acum facem iată, să vedem cât face 11 plus 18. Ar face 8 și cu 1, 9, 29. 29, da? Da. Adică, da, e 29. 29. Acum, 12 și cu 17, tot 29. Așa. 13 și cu 16, 29. Da. Și 14 cu 15, 29. Avem 4 perechi de 29, adică 4 ori 20. Și egal cu 4 ori 29. 4, 8. Egal cu 4 ori 9, 37, 6, 3, 30, 4 ori 2, 8 și cu 3, 11. Da, adică 4 ori 116. 116. Corect. Bun. Așa, acum calculați următoarele sume. 33. Câți copii din clasă știu că tu vii la profund la ei? Știi? 1, 2? Câți? Fetița asta care... Fetița asta care e prietena ta, care spune că... Așa? Știi. Știi, da? Și nu urmărește și ea? Da. E spus, nu? Da. Te duci și urmărești că stau eu acolo, tu faci tu lecția. Da. Da, poftim. Mai mult urmăresc de acasă, că nu, nu știu de ce, dar nu au timp, că au multe pregătiri și teme și da. Urmăresc de acasă. De acasă, nu? Da. Așa, perfect. 2 plus 3. Deci 2, calculați sumele. 2 plus 3. Plus 4. Plus 1. Plus 50. Plus 50. Păi, facem tot așa. 50 plus 2. Exact. Așa, și ne dă 52. În fața lui 50 cine este? 49. Da. Adică 3. Plus 49. Da. Și ne dă tot 52. Și acum trebuie să aflăm câte câte perechi. 52. Corect. Da. O să aflăm noi câte perechi sunt. Păi, trebuie păi să aflăm... Păi să le scrie pe toate? Nu le scrie pe toate. Nu. Trebuie să aflăm câți termeni. Așa. Că, păi, sunt 49 de termeni. De cum ai aflat că sunt 49? Păi, dacă sunt de la... E de la 2 la 50. Dacă ar fi de la 1 la 50? Ar fi 50 de termeni. 50 de termeni. Și aici minus 1, adică 49 de termeni. Și dacă sunt 49 de termeni, facem împărțit la 2. Nu prea se împarte, nu? Că rămân 41. Da. Ar fi 48 care se împarte la 2 și rămâne la din mijloc. Da. Care trebuie să-l adunăm. Da. Dar noi nu ne mai batem capul. Primul plus ultimul, oricât sunt ei, împărți la 2. Da. Știi formula? Da, știu. Deci primul plus ultimul... Da, dar nu rău până facem toate. Deci primul plus ultimul, 52, nu? Da. Deci vine 2 plus 50, da. Oricât sunt ei, înmulțit cu cât sunt ei, și ai spus că sunt 49, parcă ai zis? Da, 49. Așa, ori 49, împărți la 2. Formula pe care o știi, ca să nu mai pierdem timp, că
Nu putem face toate echipajele acelea. Da. Ori 49. Da. Egal cu. 52. Deci egal cu 52 ori 49. Adică putem să facem 49 împărțit la 2. Direct. Nu se parte exact și am împărțit pe celălaltul. Deci da. când n-ai șansa asta să parte 49, deci 49 împărțit la 2, care e egal mai departe și cu 52 împărțit la 2 și punem într-o paranteză, ori 49. Da. Da. Este același lucru. Și acum, 52 împărțit, da, la 2. La ce? 2 în 5 de 2 ori. 5 de 2 ori. Ne rămâne, deci 2 în 5 de 2 ori. Da. 2. 4 rămâne 1, nu? 1. 2 în 12. 12. 2 în 12 de 6 ori. Deci 26 ori 49. Hai să spun un lucru. Să le zic colegilor astora care știu, le cere o ciocolată mâine. Am făcut tema. Dacă nu mă duc eu acolo, da. Profesor nu știe ce tema. Așa spune, da? Dați o ciocolată, că nu discutăm. Așa. Și egal cu 26 ori 49. 26 ori 49. Și mulțim 26 cu 49, nu? Da. Deci, hai să facem deoparte. 26 ori 49. 9 ori 6, 54, 4 și 5. Da. 9 ori 2, 18 și cu 5 luăm din 5, 2. Da. Și facem 20. Și rămâne 3. A, 3, da. E luat din 5. Da, da, da. Ne rămâne 3. Da, 23. A, da, că am terminat. Bun. 4 ori 6, 24. 4 și 2. 2. 4 ori 2, 8. 8 și cu 2, 10. 104. Și acum 4, 7, 2, 1. 1274. 1274. Asta e răspunsul. 1274. E răspunsul corect. Da. Da. Repet. Nu am mai mers aici, că aici am avut un număr cât de cât mic de perechi. Da. Aici aș avut un număr mare de perechi. Știi câte perechi? Ar fi fost 26 de perechi. Da. Că e 49. A, nu, 49 pe jumătate, 24 de perechi. Nu 24. Da. 24 de perechi și rămânea unul la mijloc. Dar ce facem acolo 24 de perechi? Pierdem da. Timp, nu? Da. Așa am aplicat formula. Da, poftim. Bun. A, B, C, B. Ia să vedem ce spune. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte. Da. 500 plus 500. Egal cu 4. Păi trebuie să aplicăm aceeași formulă. Sigur că da. Păi ca să trasăm așa, să vadă lume. 500 plus 1, 501. Deci 500 plus 1, ori cât sunt ei? De asta. Da? Da. Da. Acum, 500 plus 1, plus 1, ori cât sunt ei? Ori, de la 1 la 500. A, 500. Ori 500, ori 500 împărțit la 2. Că de fapt sunt 250 de perechi. Da, da. De împărțim la 2, da? Da. Și egal mai departe. Și acum, cu 501 da. Ori 500 împărțit la 2. 501 ori 500 împărțit la 2. Și cum se împarte foarte bine asta? Da. Egal cu 501. 501 egal, adică ori. Ori? Ori 2 în 500 ar merge. Deci 500 împărțit la 2, fac 250. A, da, 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 250. Ca 2 în 5 de 2 ori, ori, rămâne un 1, 10, da, coborăm. 250. 250 și calcul. Cum? O facem deoparte. Da, hai să o facem.
250 ori 501. Ori 501. 1 ori 0, adică da, 0. Da. 1 ori 5, 5. 1 ori 2, 2, 250. Acum 0. Adică... Nu mai spui 0, 0, 0, 0. Da, sărim peste asta și ne ducem la 5 direct. 5 ori 0. Stai. 5 ori 0, 0. 0, dar unde îl pun pe 0 ăsta? Jos la 2. Așa, sub cine am mulțit, da? Da. Da, 5 ori 0, 0. 5 ori 5, 25, 5 scriem și 2 reținem și 5 ori 2, 10 și cu 5, nu, nu cu 2. Cu 2. 10, 12. 12. Adică, tragem linie, 0, 5, 2, 5, 2, 1. Corect. 125.250. Asta este răspunsul. 125.250. Mai departe. Acum am 30.000. Adică e cât? Ce? Ce, da? Da. 1. Da. Plus 97. Da. Plus 2. Plus 999. Deci 1 plus 97 plus? 2. 2. Plus 999. Da. Plus 3. Plus 198. 198. Trebuie să calculăm. Facem suma asta? Nu mai uite-te odată, poate e o altă. Nu, uitați. La ce? 1 plus 97. Ce? Da, plus 97, plus 2, plus 99. 99 plus 3, plus 998. Trebuie să calculăm. Păi nu văd altceva, adică să facem calculul ăsta. Da. Așa. Păi, facem 1 și cu 100, sau să vedem dacă... Care-i convenabil, ce grupaj? Da. Că poate nu e așa că ar fi 97 plus... Nu, acolo... Care este? 1 cu cine să grupăm? 1 cred că l-am grupat cu 100... Cu cine să grupăm pe 1 ca să fie... rezultat rapid. Cu 999. Da. Dacă la 999 pui pe 1... Ar fi 1000. 1000! Uite ce... Da, mă gândeam, dar nu eram sigură. Da? Deci, hai să-i grupăm ca să vadă toată lumea. 1 plus 999, o echipă, plus... plus altă echipă. Altă echipă, am putea să o facem 97 plus 198. Da, dar una mai convenabilă. Atunci... 97 cu 5. Cu 97. 3, da, cu 97. 3 cu 97. Plus 97 plus 3. O altă echipă. Plus... În sfârșit, ultima ales. 97 plus 2 plus 159. 198. 198. Ultima grupare. Egal cu? 198. Egal cu? 1000. 1000. Plus? Plus. 100. Da. Plus? Așa. Plus? 200. Da. 200 cu 28 și cu 2, 200. Și face și rezultatul? Face 1000 plus 300. Da, 1000, 300. Da. Rezultatul este 1300. Vezi, dacă te prinzi de poanta asta, faci mult mai repede.
Altfel, dacă nu te prinzi, zici 1 și cu 7 faci 8, 8 și cu 2, 10, adună unitățile. Da. 1 și cu 7, 8 și cu 2, 10, și cu 9, 19, și cu 3, cât a zis, 19, și cu 3, 22, și cu 8, 22, și cu 8, 30, da. 0 și 3. 3 ăla de la 10, cu 9, 12, și cu 9, 21, și cu 9, 30, 0 și 3. 3 ăla îl ținem și adunăm la sute, că e des ordinul sutelor. 3 și cu 1, 4, și cu 9, 13, atât, 13, 1300. Merge și așa. Dar da, șmecheria da. Era asta, să facem grupajul convenabil. Alte chestii. A, B, C, D. D. Așa, D. D. 1 plus 2 plus 3. Plus puncte, puncte. Plus 124. Da. Egal. Păi, facem 1 cos 24. Da. Deci 1 plus 124. 124. Ori cât sunt ei? Da, am făcut. Tu faci, te-ai făcut să spui. Da, da, și scriu și acum. 1 plus 124. Așa. Ori. 2. Nu. Ori câți termeni sunt? 124. Da, ori 124. Împărțit la 2. Și egal cu? Așa. Egal cu 125. Da. Ori 124 împărțit la 2. Și se împarte? Da, se împarte. Se împarte unul din ei. Și face 125 ori? 125 ori. 2 în 12 de 6 ori, 6, 9, 4 de 2 ori, 62. Exact. Și mulțim de o parte, 125 cu 62. Așa, acum, 125 62. Da. 5 ori 2, 10, 0 și 1, 2 ori 4, 4 și cu 1, 5, 2 ori 1, 2. Așa. Ai zis 2 ori 4, 2 ori 2 ai zis? Da, 2 ori 2. 6. 6 ori 4, 20. Deci 6 ori 4. Păi, e 6... Una zic și alta gândesc. 6 ori 5, 30, 0 da. Și 3. Da. 6 ori 2, 12 și cu 3, 15, da. 5 și 1. 6 ori 1, 6 și cu... cât? 1, practic, 6 ori 2, 12. 12. 1 la vreți, nu 6. 13. Hai să mă bucur. 6 ori 5. 6 ori 5, 30. 0 scriem și 3 regim. Punem așa o 6 ori 2. 12. 12 și cu 3. 15. 5 scriem și 1 regim. 6 ori 1, 6 și 1, 7. Așa. Și ziceam 13. 0. Asta e. 7. 0, 5, 0, 5, 7, 7, 7750. 7750. Așa, următorul. A, B, C, D, E. Yes. E. 2 plus 4 plus 7. 6 plus 8 plus puncte, puncte. Da, 6 puncte, puncte. Plus? Plus 600. Plus 600. Egal. Păi, egal cu 600 plus 1. 1 plus 600. Deci 2 plus 600. 2 plus 600. Ori? Ori... cât sunt ei? Păi sunt 599.
Deci ești 3. Deci ești 5. Sare din 2 în 2. E pantă. E pantă aici. Nu îți place, dar trebuie să ne descurcăm. Nu, mă, nu știu nici eu că sunt. Îi numărăm? Păi, ar fi câte numere pare sunt până la 600. Asta ar fi. Ar trebui să facem 600. Împărțit la 2. Deci la 2? Nu. Dar nu zic un repede, că eu te-am întrebat și eu așa, că nu, nu am înțeles eu de ce se împărțit la 2. Dacă tu îi spui de ce să împărțim la 2, eu gata, sunt de acord, da, mă convingi. De fapt, e bun. Da, e bun? Dar spune de ce. Ah, dar lipsește 1. O, laborăm acolo unul acela. Mai... Deci tu te gândi de ce motiv să împarți la 2? Mă interesează. N-ai o justificare foarte de mică. Nu-ți vine minte să spui de ce. Atunci hai să încercăm ceva. Hai să plecăm să asumăm asta, să muncim la aia, că nu știm câți termeni sunt. Nici nu vreau să-i scriu pe toți până la 600 și se număr. Iau la mână se număr. Nu vine. Atunci hai să scriu așa. 2 ori 1, deci egal cu 2 ori 1, plus, ori 4 să zic, 2 ori 2, descrie din nou suma. Nu ne pricepem acolo. Nu, la formula lui Gauss nu știm câți termeni sunt. De aceea încercăm altceva. 2 ori 1 plus 2 ori 2 e 4. Până în paranteză. Nu. 2 ori de aici, uite-te. 2 ori ăsta zic 2 ori 1. Da. Plus următorul, 2 ori 2. Plus 2 ori 3. Plus 2 ori 2 e scris, nu? Da. Plus 2 ori 3. Poate știi, te rog. Plus 2 ori 4. Plus puncte, puncte și mai departe. Plus 2 ori 600. 2 ori? 2 ori? 599. Nu! Ah, un număr par. Păi 2 ori cât? Ca să facă 600. 2 ori cât fac 600? Deci în loc de 4, am scris 2 ori 2. În loc de 6, 2 ori 3. În loc de 8, 2 ori 400. 2 ori 300, sigur că da, ce mai stăm pe gânduri. 2 ori 300. Și egal mai departe cu. Ce observăm de la un cap la altul, la fiecare din aceștia? Ce vedem cu ei comun, tuturor termenilor? Păi, unde? Tuturor. La fiecare are un factor 1, 2. Și atunci adică scoatem un factor. Scoatem un factor. Și egal cu 2 pe lângă. 2 pe lângă. Din primul cât a rămas, dacă l-am scos 2 ori 1. 1. Plus. 1 plus 2. Da. Plus 3. Plus 4, plus și mai departe, plus da. 300. Plus 300. A, dar suma asta o putem face acum? Da. Pentru că sunt toți. Da. Da. Asta e suma lui Gauss, care lucrează foarte bine. Da. Deci, egal cu 2 ori... Da. 2 ori... Primul plus ultimul. Și dacă facem 300 ori 2, ne dă 600. Deci, de acolo va fi ceva, dar noi, neștiind cât sunt, am redus suma la alta știută. Da. Că pe asta o putem face. Da. Deci vine primul plus ultimul. Da. Și ar fi 301. 301. Hai să scriem ca să vadă toți. Da. Deci 1 doi... plus 1 plus 300. Ori cât sunt ei? 300. Plus, nu, ori. Ori cât sunt ei, aici știu că sunt. Da, dar am zis plus. Am zis plus, da? Da. Ori 300, nu. Da, sunt 300, la 1 la 300 sunt 300. A, da. Deci ori 300. 300 împărțit la 2. 2. Împărțit la 2. Egal cu... Egal. 301. Deci 2 ori 301. Da. 2 ori la care era la început, dar scoate. 2 ori 301. Ori 300. Și împărțit la 2.
E bine? Da. 2 ori 300 ori 300 ori învățat la 2. Și acum, 2 ori 300 ori ar fi 602. Deci e egal cu 602. 602. Ori 302. 300. Ori 300 împărțit la 2. 2. Și egal cu? Împărțim pe unul din ei la 2. Da. Băteam un 2. Da. Da. Putea face mulțirea, înmulțirea și până împărțim la 2, dar de ce să nu împărțim noi la 2, pe unul din ei? Da. 300 împărțit, adică 602 ori 300 împărțit la 2 egal cu... 602 scriu ori 300 împărțit la 2, 150. Da. Nu? Ori 150. Și egal cu... Trebuie să facem mulțirea. Trebuie să facem mulțirea, da? 602. 602 ori. Ia pătunții, da? Eu. Cu voce ca să audă, să se lezi la cameră, da? 650. 602 ori 150. 0. 5 ori 2. 10. 0 și 1. 5 ori 0. 0. Și, și 1, 1. Adică punem 1 și 5 ori 6, 30. Acum, 1 ori 2, 2. 1 ori 0, 0, 1 ori 6, 7. Și ne dă 0. 0, 1, 3, am scris greșit, că trebuia să pun aici asta, adică ar fi fost 0, 2, 0, 1, 6, 3. Cât ți-a dat rezultatul? 361.002. 361.002. 20. 361.020. Deci, spui că îți face 361.000. 20, așa mica, da? Da. Vrei să încercăm să verificăm? Cu piticii, am făcut piticii, că cei din clasa 4, să mai mișina, am anticipat, i-am învățat să anticipeze rezultatul. Deci, fără să facem calculul, anticipăm cam ce rezultat ar fi. Și am zis așa, cam, și cum aș mulți pe 6 cu 15? Da. 6 ori 15, face așa, 6 ori 5, 30, 6 ori 6 și cu 3, 9. Apare 90. Da. Pe 6 ori 5 fac 90. Și urmat de 1, 2, 3, 0 ori. Deci anticipăm în jur de 90.000. Da. Deci, fii atentă, 6 ori 15 fac 90. Da. Și 0 de aici cu 0 aici, 2 0 ori pun. Și cu 0 de aici, 3 0 ori. Deci în jur de 90.000 trebuie să bate rezultatul. Cum ți-a dat 361.000, nu-i bine. Deci eu deodată știu că nu-i bine. Da, să vedem unde am greșit acum. Iată cum aș face eu. Eu aș zice așa, 602 ori 150, da? 150. Nu ne trebuie să le așezăm unde sub altele la înmulțire. Da. Da? Deci, ia scrie și tu tot așa, 602 ori 150. 602 ori 150. Zero. Și 0 acela îl punem. 10. Și fiindcă este 0 aici, deodată punem 10. Da. 5 ori 2, 10, că 5 ori 0, 0 și cu 1, da. Nu știu ce, 5 ori 6, 3, 30. Și am terminat.
Acum cu 1. 1 ori. 1 ori 2, 2. 1 ori 0, 0. 1 ori 6, 6. Bună ziua. Bună ziua. Și acum e 0. E 0. 3, 0. Și 6 și cu 3, 8. 6 cu 3, 9. 9, da. Da? Cât am zis că anticipăm la rezultate? Cât am zis că anticipăm? Rezultat de 90 de minute. Cât mi-a dat? 90 de minute. Este extraordinar ce am învățat. Vezi? Este superb, superb, superb. Dacă știm să anticipăm, pentru că ne dăm seama de greșeală. Da. Dacă nu e așa, dacă ne dă sute de mii, cum e obținut aici, e o greșeală și atunci știm exact cum să procedăm. În concluzie, rezultatul corect este 90.300, da? 90.300. Uite-te ce ți-a plăcut. Spune-mi, te rog, ce ți-a plăcut aici în calculul acesta. Unde ai văzut tu că a fost interesant? Când trebuia să... O dată aici. A doua oară. Și altă chestie foarte tare. Dar am încercat să pornim, să facem 2, 4, 6, 8, 10 până la 600. Trebuia să ne dăm seama că e 600 foarte clasă. Deci, faptul că nu am avut toți termenii consecutivi, nu i-am avut pe toți, ci am avut mai pe cei pari, nu puteam să spunem ca să aplicăm deodată formula lui Gauss 2 cu 600, 602 ori 600. Da. Sau 599, când lipsește unul de acolo. Ci am sesizat repede că lipsește 3, lipsește 5 și așa mai departe, toate numele impare. Și atunci ce chestii am făcut? Foarte tare. Pe 2 l-am scris 2 ori 1, pe 4 2 ori 2, pe 6 2 ori 3, pe 8 2 ori 4 și în sfârșit pe 600 ca fiind 2 ori 300. Am văzut factorul comun 2, am scos în factor comun și ne-a rămas suma care e incalculabilă, că sunt toți termeni consecutivi. 1 plus 2 plus 3 plus 4 până la 300. Deci asta e noutatea aici, nu? Da. Da. Alte chestii? Bun. Ultimul? Da. Hai. Bun. Așa. 15. 15. Plus 16. Plus 17. Așa, plus puncte bun. Plus 17. Plus 70. Păi, acum, să facem 15 plus 70. Deci 15 plus 70, așa este? Cât face? Și ar fi 5, 85. După 16 plus 49, 85. Da, sunt mai multe pereche. Da. Adică, egal cu 70 plus 15. Așa, 70. Plus 15, 70, ori. Plus 15, ori cât suntem? Câte numere sunt? De la 15 la 70. Așa. Păi facem 70 minus 15. Da, 70 minus 15. 15. Și cât faci 70 minus 15? Păi ar fi 10 minus 5. Și 6 minus 1, 5, 55. Ar fi 55 de termeni. Adică ori 50. Dar nu știu dacă nu cumva 56. Eu mă gândesc așa. Uite. Păi, dacă facem... La urmă și pe ăsta de lucru. Da, uite, dacă am face așa, câți termeni sunt aici? 3 sunt, nu? Da, 1, 2, 3. 17 minus 15 îmi dă 2. Da. Și trebuie 2 plus 1. Mai adăugăm 1, că luăm și pe el. Luăm și capetele. Și am face 55 plus 1. Așa este. 56. Deci 56 sunt. Deci ori 56 împărțit la 2. Și cam mai departe. Știm de ce împărțit la 2? Pentru că sunt jumătate din numele. Da? 85. Face 85 ori 56 împărțit la 2. Și cam mai departe. Egal cu 85 ori 56 împărțit la 2. 2 în 5 de 2 ori, 2 ori 2 4, ne rămâne 1, 16, 2 în 16 de 8 ori. Adică 28.
face 85 ori 28. Da. Hai să anticipăm rezultatul. La mulțirea asta 85 ori 28, ce număr așteptăm? Eu închipui că iau 2 de aici și duc la 8. Da. Și fac 30. 10. Ori 80. Ori 80. 80. 83 ar trebui să fie, dar zic, anticipez. Nu vreau să dau rezultatul corect. Deci 80 ori 30, 8 ori 3, 24. 24, deci, da. 24 și cu 2 zerouri, ăsta și cu ăsta, deci 2400. Și fiindcă am rămas dator, că am mișorat pe rău 3, cam 2500 aștept. Da. Cam 2500, în jurul 2500 aștept eu rezultatul. Da? Este important să anticipez, pentru că acum când mulțesc, hai să zicem, 85, am 2 mulțim, ori 28. Ori 28, 8 ori 2, 8 ori 5, 30, 40, 0 și 4, 8 ori 8, 63, 68, 2 ori 5, 2 ori 5, 10, 0 și 1, 2 ori 8, 16 și 1, 17. 0, 8, 13, 3 și 2. 2380. Eu am zis 2500. Mi-a ieșit mai mult. Da, adică era... Dar era bine în jur de 2400. Există o eroare, pentru că acel transfer l-am făcut la 10, la acolo, și este o eroare grosolană. Însă mă bucur totuși că sunt aproape, nu? Față de, dacă mi-ar fi dat 250.000. 250.000 ar fost mult prea mult pentru cât, pentru cei ce aveam de așteptat. Este foarte important să anticipăm rezultatul. Este extraordinar. Jocul pe care îl facem la clasa a patra, se dovedește acum foarte eficient la momente de acestea. Și am învățat-o pe Daria sume Gauss. Sigur că da. Este ușor de făcut. Da? Deci aici a fost, Ștefania, ce lucru de văzut. Sunt toți termenii de la un loc încolo. Da. Primul plus ultimul. Primul plus ultimul. Ori cât sunteți, ca să afle cât sunteți, scădem din cel mai mare pe cel mai mic pe, din așa. Și adunăm unul. Este important să adunăm unul, pentru că luăm și capetele acolo. Unul. Numărăm și pe acela. Da? Cam atât, da? Da. Bine. Da. Așa. Ce facem ca rezumata lecției? Sinteza, da. Sinteza, zi, iată, ea este atentă și asta mă bucură. Deci spune așa, Ștefania. Sumele... Deci, 1. Ce-am făcut la început? Ce erau? Am... Da. X plus Y plus cum? Îngreșiții. Îngreșiții care au aplicat distributivitatea. Da, așa. Da? Distributivitatea. Distributivitatea. Cui? A înmulțirii. Da, a înmulțirii. Față de... Adunare, cred că nu. Da, adunare, nu știu, poate altfel. Adunare. Scoaterea în factor comun. Asta ne-a stat, da? Scoaterea în factor comun. Așa, doi. Scoaterea. În factor comun. Suma lui Gauss. Așa. Da, trei. Suma lui Gauss. Suma... Gauss. Da. Astea au fost spus, da? La revedere, dragilor. Pe curând. Bine de acum, nu? Da, bine.